Bine ați venit! Partea bună a acestui panel este că deja s-a vorbit despre, în mare, despre ce vom, despre ce vom vorbi. Am auzit, mulțumesc frumos, am auzit un cuvânt care a fost repetat de mai multe ori și pe care aș vrea să-l dezvoltăm un pic, și anume digitalizare. S-a menționat foarte mult cuvântul digitalizare. S-a vorbit de educație, s-a vorbit de sănătate, s-a vorbit de logistică, s-a vorbit de retail, s-a vorbit de multe lucruri. Să discutăm un pic și despre digitalizare. L-aș întreba acum pe domnul Tănasă o, să spunem, variațiune a întrebării. S-a schimbat tipul de discuție pe care l-aveați acum 5 ani de zile cu clienții slash potențialii clienți și acum le vorbeați în limbi străine, acum 5 ani, acum înțeleg ce le spuneți, sau, dimpotrivă, nu s-a schimbat nimic, totul merge as usual și clienții, de fapt, au fost tot timpul pregătiți, doar că, în fine, acum au și pus în practică apetența către acceptarea unor soluții? Bună seara! În mod clar, există o evoluție din punctul acesta de vedere. Dar, după cum știm, acea vorbă din bătrâni și, ca și disclaimer pentru astăzi, mi-am propus să folosesc cât mai puțin termenul de digitalizare, pentru că e atât de mult utilizat încât există o refractare foarte, foarte ridicată. Știm din bătrâni că e bine să fii pregătit în decursul timpului cu bani albi pentru zile negre. Cu toate că în ziua de astăzi banii pot să însemne mai multe lucruri. Atât resurse, educație în alte cazuri, sau tehnologie, cum e și în cazul nostru. Acum, din punctul ăsta de vedere, și că tot spuneam mai devreme că vrei să fii jurnalist și vrei să ai și anumite știri, ca și spoiler alert, în anumite perioade de criză sau de recesiune, spre exemplu, e important să ai oamenii cei mai buni lângă tine. Ei sunt cei care îți vor duce lucrurile mult mai departe, iar împreună cu binomul de tehnologie vor crea un ecosistem foarte, foarte bine pus la punct. Și apropo de întrebarea ta, îmi amintesc acum când eram mici, cu toate că stăteam astăzi la sediul nostru de aici din Brașov și lângă noi avem o școală, școala gimnazială numărul 5. Erau copiii care au ieșit în pauză și mi-aminteam de cum eram eu când eram mic, fiind parte din generația copiilor crescuți cu cheia de gât, în care jucam fotbal și eram în anumite echipe, jucam cu cei mari. Eram puși de 12-13 ani și jucam cu cei mari, de 20-25 de ani. Motivul era că eram unii dintre cei mai mici, că eram mult mai buni decât cei mari, de fapt eram la același nivel. Ulterior, noi ne-am gândit ce ar fi dacă ne-am face noi o echipă de cei mici, în care să ne punem să învingem pe cei mari. Lucru care ne-a și reușit. Am avansat atât de mult în direcția asta, încât aveam ședințe de înainte în care făceam anumite scheme de joc. Și după cum știm, atunci când joci fotbal în școală, poți să joci ori 4-4, ori 5-5, 6-6. Ideea e că noi aveam scheme de joc pentru fiecare din aceste scenarii. Și, practic, translatând puțin toată discuția asta, în ultima perioadă am constatat că partenerii noștri și-au făcut din ce în ce mai multe scheme de joc. Scheme de joc care, pentru noi, din punct de vedere al furnizorului tehnologic, înseamnă aplicații de business. Aplicații care pot ajuta în a-și simplifica viața cât mai mult. Punctez ceea ce a spus și domnul Mazilu. Practic, asta vedem noi în evoluția discuțiilor pe care le avem în toate discuțiile, și anume simplitate în utilizare. Și ca să intru și în câteva exemple foarte concrete, aceste scheme de joc, aceste aplicații, aș denumi, spre exemplu, o aplicație de deconturi, prin care îți poți administra foarte ușor toate deconturile pe care le ai de făcut, fie că vorbim de o deplasare, fie că vorbim de, nu știu, un prânz, o masă, o cină, un bon de taxi, într-un mod foarte facil de pe telefonul mobil, fie că vorbim de activități de achiziție, toată suita de cereri de achiziție cu comandă de cumpărare și așa mai departe, sau fie că vorbim de o cerință foarte actuală care înseamnă declarația SAFT, cu care, dacă nu sunteți încă obișnuiți, cu siguranță în perioada următoare veți fi foarte, foarte familiari. Ceea ce vreau să transmit și în concluzie, ca această idee,
în măsura în care te înconjuri de oamenii cei mai buni, de oamenii potriviți și ai și tehnologiile potrivite alături de tine, singura direcție din punctul ăsta de vedere este doar evoluția. Văzând de la biroul dumneavoastră, cum poate fi îmbunătățită calitatea vieții? E un tipic de întrebare care propune un anumit tip de răspuns, adică o scurtătură. Ori practica ne-a arătat că lucrurile sunt puțin mai nuanțate, în sensul că am o veste bună și una proastă. Vestea bună este că tehnologia, așa cum spune și colegul de aici din panel, a arătat că poate livra, chiar și în timpul pandemiei a rezolvat o problemă în mod clar, aceea de distanțare socială. Asta ar fi vestea bună. Vestea proastă este, cum spuneam în început, nu există un panaceu, nu există o rețetă universală și un răspuns clar și definitiv la întrebare, întrucât, la fel cum precedentele noastre discuții și implementări ne-au arătat că fiecare situație, fiecare soluție sau fiecare răspuns are un anumit grad de specificitate. Iarăși, ca titlu de exemplu, avem implementări în zona relevantă din partea clienților de utilaje agricole și, spre exemplu, în ultimii 2 ani nu sunt două implementări sau două abordări similare. Sunt tot diametral opuse, total diferite. Anumiți clienți ne întreabă, ok, dar spuneți-mi, dați-ne așa o medie, un răspuns evaziv, măcar să știm la ce să ne așteptăm. Repet, nu, asta e vestea proastă, nu avem un răspuns. Iar ca și, iarăși îmi vine minte o poveste din partea unui partener de-al nostru de data asta, un partener tehnologic, care implementează soluția noastră. Noi fiind producători al unei soluții software, avem o platformă, și acum chinui să nu rostesc digitalizare, e o platformă digitală sau soluția digitală pentru antreprenori, presupune o platformă de tip, și o să fac o comparație, de tipul vaccinul șurubelniță. În sensul că, și revin la exemplu concret, a avut de implementat o aplicație care cerea foarte multe integrări și foarte multă personalizare la nivel de ecran, la nivel de interfață și cu multiple surse de date, fiind o aplicație din domeniul cadastral. Având soluțiile tradiționale, nu reușea să poată acomoda cerința respectivă, dar optând pentru o altfel de soluție, din fericire, clar, soluția pe platforma noastră, a putut să rezolve acea chestiune. Ceea ce vreau să enunț prin această povestioară este că atunci când ai mai multe soluții sau când te înconjuri de anumite resurse pe care le ai la dispoziție, îți e mult mai ușor să abordezi o anumită provocare, o anumită problemă pe care ai de rezolvat la momentul respectiv. Și atunci, în felul acesta, aș contura și aș închide bucla răspunsului. Mulțumesc! Și pentru că primesc mesaje că ne apropiem de final, aș reveni la news, la știre, căci trebuie să lucrăm în seara asta. Colegii mei care urmăresc totuși și transmit pe live trebuie să dea știrile, au normă de știri de păgat și trebuie să fie știri cu rici, că în ziua de astăzi nu poți să mai dai știri de dragul știrilor, trebuie să ai și un anumit rici. Revin la anul 2023, la strategie, la ce urmează pentru fiecare dintre companiile dumneavoastră. Domnul Tănasă? Din punctul nostru de vedere, intenționăm să ne extindem echipa de aici, din Brașov. Vedem un mare potențial din punct de vedere al zonei. Noi, spre deosebire de colegă de panel, nu avem expunere către actorul public, dar o să fim din ce în ce mai prezenți în a oferi soluțiile, pentru că le avem. Exact, exact. E un dandil aici pe scenă. Ok. Apoi, țintim piața internațională. Avem deja câteva proiecte livrate în această zonă. Suntem acum în lucru, spre exemplu, în piața din Olanda, și avem în perioada următoare să le putem finaliza astfel încât să ne putem extinde. În același timp, mergând pe acea idee și o direcție iarăși importantă, strategica noastră, sunt acele fonduri din zona de PNRR, care noi, ca fundament, ca bază și ca ADN, implementăm acele soluții mai tehnice, puțin numite Enterprise Resource Planning, dar sunt o sursă finanțabilă din felia de PNRR numită digitalizarea IMM-urilor.
pentru care am pregătit anumite pachete standard, gata făcute, astfel încât să le putem absorbi într-un mod cât mai rapid. Și mă refer aici în zona de IMM-uri, cei care nu sunteți foarte familiarizați, pe scurs sunt trei clustere de finanțare, între 30.000, 50.000 și 100.000 de euro, în special în zona soluțiilor de automatizare, software, dar și în zona de licențe, motiv pentru care platforma Microsoft pe care noi o implementăm își propune acum să coboare puțin bariera de accesibilitate, astfel încât putem aborda cu aceste fonduri tot acest ecosistem de finanțare. Apoi, țintim tot ce înseamnă ecosistem de parteneri cu platforma noastră digitală, și anume Timecode, care își propune, cum spuneam, să ofere o structură, un trunchi comun digital pentru orice organizație din această țară și nu numai, urmând ca partea finală, acel last mile, să poată fi personalizat în funcție de cerințele fiecărei organizații și fiecărui demers antreprenorial. Mulțumesc, și vorbeam cu colega care îmi spunea că am depășit timpul, aș zice cu o precizie aproape germană, adică cu câteva minute ne-am încadrat în timp cu influențe bucureștene, deci ne-am încadrat în sfertul academic. Vă mulțumesc tare mult pentru discuție, vă rog frumos să-i aplaudați și Bogdan, preiei legătura. Mulțumesc frumos!